Domnul să fie lăudat. Vă invit să reluați locurile. Și haideți din Psalmul 139 să începem cu o întrebare, și anume, dacă Dumnezeu știe totul despre mine, de ce trebuie să mă mai mărturisesc înaintea Lui? Vedeți, este o întrebare destul de practică pentru tineri în special, dar nu numai. Sunt mulți care vin și spun exact lucrul acesta. Dumnezeu oricum știe totul despre mine, Dumnezeu a fost prezent, Dumnezeu cunoaște totul și atunci ce rost are să mă mai mărturisesc înaintea Lui? Să știți că Biblia spune și ne dă câteva răspunsuri pentru problematica aceasta și ne bazăm pe Scriptură. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și atunci dacă Domnul spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați, ca să fiți iertați, noi trebuie să o facem. Dar un cuvânt mai aproape de răspunsul la această întrebare este cuvântul din Psalmul 139. Dumnezeul nostru are cel puțin trei calități de mare preot, trei calități supreme de mare preot în dreptul nostru. Și acest Psalm 139, adresat mai marelui cântăreților, alcătuit de David, se împarte, dați-mi voie să vă spun și lucrul acesta, în cel puțin patru strofe. Fiecare strofă are câte o concluzie, câte un refren, putem să zicem, de la versetul 1 și până la versetul 6 ni se vorbește despre atotștiința sau omnisciența lui Dumnezeu. De ce să mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu? Pentru că El știe totul. Și după ce mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, este bine să spun așa, Doamne, iartă-mi și păcatele pe care nu le cunosc. Că s-ar putea să fi greșit, s-ar putea să fi păcătuit și nu mai știu că am păcătuit. Și atunci, Doamne, iartă-mă și ceea ce nu știu, iartă Tu, șterge Tu, spală Tu. Slăvit să fie Domnul! Concluzia la prima strofă este în versetul 6. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. De ce să mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu? Pentru că El cunoaște totul, știe totul despre mine, este atot știutor. De la versetul 7 și până la 12, strofa a doua a Psalmului 139. Pentru că Domnul este atot prezent, este omniprezent, este prezent peste tot. Și atunci când greșesc, este prezent acolo. Și atunci când fac bine, este lângă mine. Domnul este pretutindeni, este prezent, este atot prezent. Lăudat să fie El. Și concluzia la această a doua strofă este versetul 12, partea a doua. Înaintea lui Dumnezeu, noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Lăudat să fie El. Și apoi strofa a treia, de la versetul 13 la 18, aici este vorba de atot puterea lui Dumnezeu sau omnipotența lui Dumnezeu, cum îi spunem noi. Și imediat Domnul aduce în fața noastră două imagini, două ipostaze, bineînțeles prin Duhul Sfânt, prin psalmul acesta lui David, și aduce pe un prunc, poate chiar nenăscut, care este în pântecele mamei, un embrion, o stare embrionară, un lucru pe care noi nu-l putem pătrunde, l-am mai pătruns cu aparatele în secolul acesta al vitezei, dar nu chiar așa cum îl pătrunde Dumnezeu, ca să vedem atot puterea Lui, cum lucrează El în interior, într-un chip ciudat, într-un loc ciudat, ca în adâncimile pământului, acolo pătrunde Dumnezeu, acolo poate El să pătrundă, acolo poate să opereze Dumnezeu. Asta e prima imagine. Și a doua imagine este imaginea unui Dumnezeu care are gânduri nepătrunse. Are multe gânduri. Dacă vreți, prima imagine este într-un microcosmos.
A doua este într-un macrocosmos. Dumnezeu are atâtea gânduri și pentru universul acesta, și pentru lumea noastră, și pentru biserica lui, și pentru îngerii din cer, și pentru ființele care sunt în cer. Și gândurile lui sunt nepătrunse. Cât de nepătrunse, versetul 17, mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Este concluzia la strofa a treia din Psalmul 139. Și apoi strofa a patra, mai interesantă, pentru că poartă și o rugă, o rugăciune de final, versetul 23 și 24, ca o concluzie, este o observare a viciilor umane. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, și vorbește despre cei răi pe care el îi ura, dar mai degrabă ura păcatele lor și purtările lor, și apoi versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Psalmul 139 răspunde la această provocare. Dacă Dumnezeu oricum cunoaște, oricum este prezent, oricum este atotputernic, dacă știe totul, dacă a fost prezent în totul lângă mine, de ce să mă mai mărturisesc? Uite de ce! Pe de o parte, acest Dumnezeu îmi spune, dacă te mărturisești, eu sunt credincios și drept ca să iert. Doamne, dacă chiar pot să faci lucrul acesta? Și Domnul zice, da, 100%. Și ca tu să fii convins că eu o să te iert, că eu o să șterg, că eu o să arunc în marea uitării totul, știi ceva? Ia Psalmul 139 și uită-te la puterea mea, atâta cât putem noi pricepe, cât putem noi pătrunde, că oricum atributele lui Dumnezeu sunt infinite, fraților și surori. Și vorbim noi, o ființă finită, despre un Dumnezeu infinit. E ca și cum te-ai duce la o furnică să-i spui să vorbească în limba ei de furnică despre om. Dar nici așa, că omul este finit. Dumnezeu este infinit. O furnică să vorbească despre infinit nu poate. Și totuși Dumnezeu zice, ca să fii sigur că te iert, pentru că, vedeți, fac aici o paranteză. Am un prieten, un frate bătrân, care ia multe mărturisiri. Și la un moment dat mi-a povestit că a întâlnit un caz în care cineva l-a sunat și a spus în felul următor. Zice, frate, zice, eu cred că sunt pietrit, că nu mai cred în iertarea lui Hristos, în puterea iertării lui Dumnezeu. Eu atâtea rele am făcut și atâtea păcate am făcut că nu mai cred că Dumnezeu mă poate ierta. Și fratele a stat puțin, s-a rugat în mintea lui și a răspuns. Și a spus așa, dacă ar fi aici în mijlocul nostru, între mine și tine, o balanță și pe o parte, pe un taler al balanței, s-ar pune toate păcatele tale, așa cum zici tu, că-s grele, că-s multe, că nu le mai știi firul, nu le mai știi șirul, sunt multe de tot. Și-s așa de grele că coboară brațul balanței jos, jos, jos de tot, până în iad. Și tu nu mai crezi că o să ajungi în fericirea veșnică cu Dumnezeu. Dacă pe celălalt taler al balanței am pune sângele lui Hristos, care din cele două crezi că ar trage mai tare la cântar? Sângele lui Iisus sau păcatele tale? Și omul a stat puțin, a ascultat și a zis în felul următor, frate, cred că Iisus m-a iertat. Sângele lui Iisus are putere, fraților. În momentul acela, Duhul Sfânt a venit peste omul acela, era în Italia, era departe, dar Duhul Sfânt poate opera la distanță, lăudat să fie Domnul. Și când l-a cercetat, omul a primit credință, a crezut că este iertat și a fost iertat pe loc de păcatele lui. Este o capcană, să știți, din partea diavolului, din partea vrăjmașului. Să te coboare tot mai jos, mai jos, mai jos, mai jos și la un moment dat să zică gata, s-a terminat, tu nu mai poți să fii iertat, e o capcană. Și vine Dumnezeu și în sprijinul acestei idei, ca să ne mărturisim în fața lui Dumnezeu, vine Domnul și spune, uită-te la mine, știu totul despre tine,
Am fost prezent în fiecare clipă din viața ta, în fiecare loc din viața ta, unde ai fost, am fost acolo. Sunt atot puternic, eu pot să șterg tot ceea ce ai făcut, dar și vreau să fac lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne uităm puțin la minunățiile astea pe care Domnul le pune aici în Psalmul 139, spuneam, trei calități ale marelui nostru preot, care stă la dreapta lui Dumnezeu. Psalmul 139 începe în tonul acesta al rugăciunii. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și vedeți, sunt aici niște constatări pe care psalmistul le aduce prin Duhul Domnului în fața noastră. Doamne, Tu, cine face cercetarea mea? Atunci când vine în dreptul meu, nu face un om, nu face poliția că am lovit o mașină și mă duc la constatare, nu. Vine Dumnezeu care cunoaște totul, El face constatarea în dreptul nostru. Cât de avariată e viața noastră, cât de rău a ajuns sufletul nostru, Dumnezeu face constatarea. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și m-am uitat să știți că m-a interesat și mă interesează mult, mult să văd cu cine am de-a face, atributele lui Dumnezeu. Și am căutat să văd acest cuvânt, a cerceta, cum se traduce. Să fiu mai aproape de ceea ce vreau, de locul acela unde vreau să ajung. Și am găsit că acest cuvânt, a cerceta, se mai poate traduce prin a pătrunde prin, a examina, a vedea în profunzime, Tu mă cercetezi, Tu mă examinezi, Tu vezi prin mine. Și știți care e problema? Există și chiar m-am uimit. Într-o zi am fost curios să văd dacă există animale transparente. Și chiar să știți că sunt vietăți transparente. Există o meduză care e așa ca un glob de sticlă și are ochii de foc și vezi prin ea, Domnule. Există broaștii care sunt otrăvitoare de altfel și vezi organele, uite așa în ele, și sunt transparente. Există fluturi care au aripile, ca sideful. Le vezi aripile de la depărtare, cum strălucesc. Când se apropie nu le mai vezi, sunt transparente. Așa i-a creat Dumnezeu. Poți să vezi prin aceste vietăți, poți să vezi prin insecte, prin unele animale. Noi putem vedea prin ele dincolo, dar vedem în ele. Spuneam că sunt și niște broști, le vezi organele interne, dar vezi înăuntru, în organele interne, nu vezi. Vine Dumnezeu și spune în felul următor, prin David, că El mă cercetează, mă examinează, mă cercetează îndeaproape, pătrunde prin mine și îmi cunoaște totul, totul cunoaște în mine. Mă uimește când citesc Ezechiel, capitolul 1, viziunea aceea mare, cu Metatronul lui Ezechiel. În viziunea aceea în care Ezechiel, la un moment dat, vede patru făpturi vii și spune că erau pline cu ochi și pe din afară și pe dinăuntru. A tot cunoașterea lui Dumnezeu, să știți. Asta-i, niște roți pline de ochi, Domnule. Ce-i asta? A tot cunoașterea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul. Doamne, Tu mă cercetezi, dar nu de departe, de aproape. Asta înseamnă deja atot știință profundă a lui Dumnezeu, că mă știe de aproape, nu mă știe de departe. Eu știu pe cineva, să zic, a avut soția mea Cristina, o străbunică, avea 100 de ani când am cunoscut-o, a mai trăit până la 101 ani, o vizitam, o cunoșteam de departe. Ea parcă știa puțin mai multe decât noi, zice, ați fost la mine anul trecut, la ora cu tare, în ziua cu tare, așa, minte lucidă și bun, avea bătrâna la 100 și ceva de ani. Știa ceva. Și eu știam ceva despre ea, dar era departe. Era departe. Știam vârsta, știam numele, știam localitatea, ceva. Dumnezeu mă cunoaște de aproape, lăudat să fie El, dar El mă cercetează de aproape.
Este o cunoaștere profundă, fraților. Da, deja de la versetul 2 începe psalmistul să ne spună despre o cunoaștere amănunțită. Pe lângă că e profundă și intră în interiorul meu și mă cunoaște pe dinăuntru, îmi cunoaște totul, vine psalmistul și dă exemple și noi putem să adăugăm și la asta. Știi când stau jos și când mă scol, îmi pătrunzi gândul de departe, știi când umblu și când mă culc, cunoști toate căile mele, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 25.000 de cuvinte pe zi rostim în medie fiecare dintre noi, 25.000 de cuvinte. Asta face o carte de 80-90 de pagini. Vă dați seama? Atâta scriem noi, atâta vorbim noi pe zi. Și Dumnezeu cunoaște totul, inclusiv gândurile noastre, inclusiv deciziile noastre, inclusiv locurile în care noi stăm, îmi știe scaunul sau fotoliu, îmi știe drumul, știe șoseaua, știe dacă stau jos, știe dacă stau sus, îmi știe înclinațiile, îmi știe gândurile, îmi știe cuvintele. El cunoaște totul, lăudat să fie Domnul. Că vine în Evrei Domnul și spune, sau haideți să citim dacă vreți 1 Cronici 28:9, că și acolo vorbește despre cunoștința asta pătrunzătoare a lui Dumnezeu. De ce să-L cunosc eu pe Dumnezeu? Pentru că Domnul cercetează, vedeți, toate inimile, pătrunde toate închipuirile și gândurile. Doamne, cercetează-ne! În Evrei, în capitolul 4:12, cuvântul Domnului e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Și astăzi sunt teologi care se ceartă. Și unii zic, sufletul atât, duhul atât. Și se ceartă, alții zic, nu există suflet și duh. E numai o expresie evreiască. Și sunt unii care spun, în suflet, acolo sediu sentimentelor, în duh este voința, voința noastră e sclavă de la cădere și se ceartă. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de pătrunzător e cuvântul rostit de Dumnezeu, că poate să pătrundă, să despartă sufletul meu de duhul meu, încheieturile și măduva și atenție, judecă simțirile și gândurile inimii. Mă duc într-un loc, cineva deschide fereastra, vine un curent și nu-mi dau seama, mă gândesc la ceva. Și dintr-o dată, măi, nasul meu începe să se înfunde, ceva nu e în regulă, strănut. Și atunci îmi dau seama că ceva nu e în regulă și mă duc să închid geamul. A fost o simțire, încă nu m-am gândit, dar era o simțire, venea frigul ăla spre mine și simțeam că mi-e frig. Și imediat o veni gândul, du-te și închide fereastra. Înainte de gând a fost o simțire. Dumnezeu vine și îmi cunoaște și simțirea, Domnule, și simțirea mi-o știe. Înainte să fac o prostie, un păcat, înainte să fac un lucru bun, deja vine simțirea, am ceva în mine nedefinit, nu e gând, e ceva, nu știu ce, e o simțire. Și Dumnezeu vine și aceea o trece în cartea Lui, o cunoaște. Și citim, fraților, ca să ne uimim, citim din Isaia, din capitolul 40. Toate neamurile din lumea asta sunt ca o picătură pe vadră. Și știți care e problema? Gândiți-vă că evreii trăiau într-o societate agrară atunci. Și în timpul Domnului Hristos de altfel. Dar Isaia îl vede pe gospodarul care merge la fântână și ia o vadră de apă și o duce și o toarnă acolo în tău sau în halău sau nu știu cum îi spuneți aici la jgheabul ăla în care se hrănesc animalele. Și pe fundul găleții rămâne o picătură de apă, aia nu o turnat-o, e o picătură, a rămas ultima. Și ia Dumnezeu toate neamurile de pe lume. Și acum notați că suntem undeva 7 miliarde și vreo 200 de milioane de oameni în lume. Și ia Dumnezeu 7 miliarde de oameni și zice, înaintea mea ăștia 7 miliarde îți ca o picătură care a rămas pe vadră după ce gospodarul a vărsat în jgheab toată apa din vadră. Atât, așa vă văd.
Bine că mă pot ascunde undeva într-o picătură eu, al 7 miliardelea om, mă ascund acolo, zice Domnul, nu. Eu iau picătura și o împart în 7.200.000.000, îți număr firele de păr, îți număr gândurile, îți cunosc simțirile, știu tot despre tine, adresa ta, știu vârsta ta, știu familia ta, știu numele tău, știu totul despre tine. Acesta sunt eu, zice Domnul. Slăvit să fie Domnul. Uite cu cine avem de-a face și atunci de ce să nu mă duc înaintea Lui și să spun, da, Doamne, recunosc, Tu ești atot știutor. Știință anticipativă o putem numi aceasta. Tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și spui mâna peste mine. Mă duc într-o călătorie și vine Domnul și deja dinainte pregătește scăparea pentru mine, salvarea pentru mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Extraordinar ce știință are Dumnezeu și o traducere actualizată. Capacitatea ta de cunoaștere este așa de avansată că nu o pot înțelege. Acesta e Dumnezeu. Slăvit să fie El. L-ați cunoscut pe fratele Gicu Stan. El a avut un socru pe fratele Dascăl. Își povestea fratele Dascăl, bătrânul, experiența convertirii lui, a întoarcerii lui la Dumnezeu, bazată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? El mărturisea în felul următor. Mergeam pe câmp cu vitele, luam de acolo, zice, pietre și încercam să lovesc la țintă. Toată ziua, zice, asta făceam. N-aveam altceva de făcut decât să arunc cu pietrele la țintă. Și zice, mi-atârnam diverse ținte prin copaci, dă-i toată viața. Toată ziua, eu o să fiu un bun țintaș. Într-o zi am luat o piatră, am pus-o în buzunarul stâng, că zice, eram stângaci, și am zis în mintea mea așa, mă duc la pocăiți. Am auzit că a apărut secta asta de pocăiți, ăștia niște oameni periculoși. Mă duc la ei, pe cel care îi conduce, că au și ei un popă, s-a gândit el. Mă duc pe ăla care îi conduce, zice, și numai una îi dau un cap cu piatra, acum știu bine să țintesc. Și am plecat, am ieșit, am fugit. Și o să-mi bat joc de secta asta nouă. S-a dus în biserică. Biserica era pe genunchi. El n-a știut pe cine să lovească. S-au ridicat frații și el acum se uita cine conduce ca să acționeze. Dar s-a întâmplat ceva și era curios. Zice, stai totuși să văd ce se întâmplă. O fetiță de câțiva ani, că n-avea mulți, s-a dus în față. Și a zis ceva la ureche, la fratele care conducea. Și el a zis la microfon, fetița asta are ceva din partea Domnului. O descoperire, i-a dat Dumnezeu. Și o ia pe fetiță și o pune pe amvon. Era, bineînțeles, o masă așa mai mare. Și fetița se uită în biserică, își îndreaptă degetul, zice, tu care ești la ușă și ai o piatră în buzunarul stâng. Așa vorbește Domnul. Trebuie să te împaci cu Domnul. Zice, dascăl bătrânul. Atunci era clar, tânăr. Fraților, zice, și să fi vrut să arunc cu piatra, nu mai puteam, că ea așa îmi tremurau mâinile, tremuram ca varga. Și plângând am mers în față și am mărturisit și am căzut cu fața la pământ și am zis, Dumnezeu e în mijlocul vostru. Dumnezeu a cunoscut ce aveam eu, inclusiv că eram buzunarul stânga, știu Dumnezeu. Știa și că-i stângat, și piatra, tot știa Dumnezeu. Și asta a contribuit la întoarcerea la Domnul a unui om, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun o istorioară ce mi-a povestit-o un prieten, un frate păstor din Târgu Mureș, tatăl lui încă mai trăiește, are undeva la 93-94 de ani, a fost și bolnav de COVID, Domnul i-a mai dat viață, uite că și la bătrâni Domnul le mai dă viață, că toți zic că bătrânii pleacă. Nu e adevărat, pleacă cei care-s vizați de Domnul să plece, să știți. Aceia pleacă.
Și pot să plece, să știți, nu neapărat din cauza COVID-ului, ne speriem noi. A fost un sportiv de înaltă performanță și ăsta fugea și așa. Știți cum a murit? A alunecat pe o coajă de banană și a murit. S-a lovit cu capul de o bordură și a fost gata. Stupid. Așa și astăzi, nu murim noi de COVID, murim ca așa vrea Domnul. Ei, fratele bătrân pe care îl cunosc personal, ce s-a întâmplat în viața lui? O tragedie. 3 copii rămași orfani, soția lui a plecat la Domnul și a fost foarte necăjit, foarte, foarte necăjit. Zice, nu mai rezist la serviciu cu copiii acasă, zice, trebuie să-mi dea Domnul pe cineva să vină să grijească de copiii ăștia. Zice, nu pot, nu știu, nu, ce să fac? Și auziți, într-o dimineață, în timp ce el se ruga, vine la el acasă un frate din Triteni, fratele Rafai, bătrânul. Și Rafai îi spune atât, frate, zice, m-a trimis Duhul Sfânt să zic următorul lucru. Ce spune el? Mâine te duci și îți găsești nevastă. Amin. Păi ce frate, dar unde? Asta e treaba Domnului. Domnul cât mi-a zis, ți-am spus, am plecat și-o plecat. Când a fost mâine și a lăsat fratele bătrân copiii în grija unei rude în satul lui, lângă câmpia Turzii, și-a ieșit în șosea și-a zis, Doamne, eu pun semnul acesta. Mașina care o să oprească când eu fac cu mâna, fie că merge spre Mureș, fie că merge spre Cluj, zice, cu aia mă duc. Și-a tot făcut cu mâna și într-un târziu, dar târziu, a oprit o mașină. Oricum, pe vremea lui, rar circulau mașinile, așa era atunci. Oprește o mașină, zice, Domnule, unde vrei să te duc? Dar zice, unde merg dumneata? Păi zice, Domnule, tu știi unde mergi? Zice, da, unde mergi dumneata? Bun, dar până la urmă s-au înțeles. Zice, mă duc la câmpia Turzii, în zona autogării. Acolo mă duc și eu. Când a coborât din mașină, ultima cursă, cum se zice atunci, ultimul autobuz, mergea din autogară spre Iacobeni. Oprește repede, face semn la șofer, șofer oprește. Se urcă, zice, și eu mă duc la Iacobeni. Ajunge pe autobuz, acolo întreabă pe oameni, stânga, dreapta, măi, știți cumva vreun pocăit în Iacobeni? Zice, da, da, o zis unul, știu. Lasă că te duc eu până la poartă, la șeful lor, la care conduce, te duc eu până la poartă. Și l-a dus. Ajunge la poartă în Iacobeni, vă dați seama undeva pe lângă frata, ajunge la poartă la fratele, cred că Măriuță era atunci conducătorul bisericii, intră în casă și auziți, când a bătut la ușă, dinăuntru s-a auzit o voce care i-a zis, intră, soția ta este pregătită. Ăsta a fost, cum zicem noi, mască, praf. Intră tremurând, plângând, zice, frate, despre ce e vorba? Zice, uite, a fost ieri la mine, aici la rugăciune, o fată din biserică, e o fată bună. Zice, n-a fost căsătorită niciodată. Și Duhul Sfânt i-a vorbit că astăzi va veni pentru ea un soț, nu o să-i placă foarte mult de el din cauza vârstei și a înfățișării, dar ea va trebui să fie mamă la 3 orfani. Și zice, ai cumva 3 orfani, ți-a murit cumva soția? Și plângând, fratele a zis, da. Fraților, a știut Dumnezeu toate amănuntele astea, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu cunoaște totul despre noi, totul. Plus că ne știe gândurile. Amintiți-vă de acel Gehazi care s-a dus undeva și a vrut să primească ceva și a știut Dumnezeu totul despre el, deja îl înștiințase pe proroc. Amintiți-vă din nevasta lui Ieroboam. Intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Dumnezeu cunoaște totul despre noi, lăudat să fie Domnul. Al doilea lucru, și parcă tot mai minunat vorbește Domnul aici în psalmi, deja de la versetul 7 în jos crește dramatismul acestei cântări, pentru că începe omul să se uimească. Câtă vreme poți să explici, e ok, dar când nu mai poți explica, începi tu să pui întrebări, tu care ai vrut să explici aici în psalm, cine-i Dumnezeu? Și atunci crește dramatismul și de la versetul 7 în jos, imediat începe să întrebe David, pentru că până la urmă nu el îl descria pe Dumnezeu, ci Dumnezeu a început să-l descrie pe David. O să vedem imediat de la 13 în jos. Unde mă voi duce departe de Duhul tău?
Și unde voi fugi departe de fața ta? Și o întrebare sau o dublă întrebare care vorbește despre același lucru. Este un fel de paralelism sintetic aici în versetul 7. De la versetul 8 în jos, ni se vorbește despre o cunoaștere și o atot prezența lui Dumnezeu completă. Sus, jos, pe orizontală, la mijloc și apoi în interior. Dacă măsui în cer, între îngeri, între ființele angelice, îngerești, între ființele cerești, tu ești acolo. Dacă mă cobor în locuința morților, iată-te și acolo, cum ai ajuns? Hristos Domnul a murit, a fost 3 zile acolo, a înviat, e la dreapta Tatălui și acolo îl găsim pe Dumnezeu. Și acolo e prezent Dumnezeu. Iau aripile zorilor și deja e o sintagmă metaforică asta, referitoare la razele soarelui. Apar razele soarelui. Și dintr-o dată, cum spune, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, străbate cerurile și aruncă razele peste tot pământul, pe toată planeta, ăsta-i soarele. Dar vine Domnul și David spune despre el, dacă eu aș face asta, dacă aș lua aripile zorilor, dacă aș lua razele soarelui și să zbor cu 300.000 de kilometri pe secundă viteza luminii, să ajung la marginea mării, pe orizontală, la marginea lumii, dacă e cazul. Iată-te și acolo, slăvit să fie Domnul. El este peste tot, fraților. Dacă voi zice, cel puțin întunericul, și deja știți ce înseamnă întuneric, închid ochii și întuneric și eu în interiorul meu, și zic, dacă cel puțin întunericul ăsta mă acoperă, sau mă duc în întuneric când e noapte, mă duc undeva, și vreau să mă ascund de Dumnezeu. În esența lucrurilor vreau să pătrund și să scap de Dumnezeu. Zice Dumnezeu, nu. Lumina din prejurul tău se face noapte. Nu poți să fii stea rătăcitoare. Nu te poți duce pe alte planete să scapi de lumină, să stai în întuneric. Nu poți să faci nimic. Nu poți găsi niciun loc în univers în care să nu fie prezent Dumnezeu, lăudat să fie El. Fratele Adam Avram, tatăl fratelui Cornel din Happy Valley, din Arizona. Am fost la el, l-am cunoscut personal, la lemniu. Ce s-a întâmplat? L-am și întrebat pe fiul dânsului, pe fratele Cornel, zic, e adevărat întâmplarea cu comuniștii? Zice, da, e adevărată. A fost trimis de Duhul Sfânt să meargă la Ceaușescu și să-i spună că să mai destrângă puțin șurubul și să nu mai asuprească așa de mult pe penticostali, în special pe cei care au lucrări din partea Domnului. Și i-a dat și un semn și semnul s-a împlinit. Era vorba de un avion care o să ia foc și o lua foc. Și s-a speriat șeful statului de atunci că el trebuia să fie în avionul ăla care a luat foc. Și atunci a dat o dispoziție și la Adam Avram, la prorocul ăsta din lemniu, i-a trimis tot ce a apărut atunci, ce era mai nou, mașină de spălat, aragaz, i-a trimis el niște electrocasnice. Era o mașină, un IMS, cum era atunci, era plină și mergeau încolo. Și acum ăștia între ei, comuniștii, bă, zice, omul ăla de acolo, mă, cine i-a făcut lui așa intrare la șeful statului, la Ceaușescu? Noi ne-am depus cerere să ne dea cu tare, ustensile electrocasnice. Măi, încă nu ne-o da, mă, și la ăla ai trimite, mă, dar cum e asta? Când au ajuns în fața casei lui Adam Avram, a ieșit în fața lor prorocul, s-a uitat la ei și a zis, măi, ce ați vorbit de mine pe drum? Că zice, Domnul era cu voi și a venit și mi-a spus. Vedeți? Ce înseamnă, fraților, omniprezența, tot prezența? Era Dumnezeu cu ei acolo pe drum. Și au venit și eu spus, ăștia s-au uitat unul la altul, zice, hai să dăm repede jos și să fugim, că murim aici, e problemă. Fraților și surori, Domnul este atot prezent, lăudat să fie El.
Ne povestea un frate de la Arad și să știți că Domnul prin Duhul Sfânt vine și dă multe sclipiri așa, cum spune despre Daniel, avea lumini, nu deținea toată lumina, avea lumini, avea sclipiri, avea înțelepciune de la Dumnezeu. Și la oameni fără carte, într-o zi, un bătrânel dintr-o biserică se întâlnește cu un ateu. Și acum așa asta e legată de a tot prezența lui Dumnezeu. Ateul se uită la el așa cu să vă înțelegi, zâmbește, zice, mă, Dumnezeu vostru e a tot prezent? Da, zice, el e prezent peste tot. Cum spunea Sfântul Augustin, Dumnezeu zice, e sfera care are centrul pretutindeni și marginea nicăieri. Așa a spus și așa este. Dumnezeu e peste tot. Bătrânul a zis, peste tot e Dumnezeu, prezent peste tot. Măi, dacă El umple tot pământul și cerurile așa cum îmi zici tu, atunci unde mai este loc pentru diavolul, mă? Că Dumnezeu a umplut totul și atunci diavolul rămâne pe din afară dacă tu zici că Dumnezeu e infinit. Unde-i diavolul? Și bătrânul s-a uitat la el și a zis, auzi, tu crezi în Dumnezeu? Nu, n-o diavolul în tine. Vedeți? Înțelepciune de la Dumnezeu. Dumnezeu e prezent peste tot, peste tot și adevărat. Și mă uit aici, fraților și surori, și mă duc mai departe și mă uimesc de la versetul 13 în jos. Observați, dacă vreți, gradația cu care omul acesta intră să-L descrie pe Dumnezeu. Începe să ne aducă tot mai multe amănunte despre cine-i Dumnezeu. De la versetul 13 în jos, ziceam, sunt două imagini. A microcosmosului și a macrocosmosului, a omului în care în viața lui intră Dumnezeu și se implică. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Îl vedem pe Dumnezeu aici, fraților și surori, ca pe un țesător atotputernic. Ce țesător poate să vină și să țese acolo în minuscul ăla de bob de grâu, de bob de orez, de bob, dacă vreți, nu știu, de mac sau mai mic? Că embrionul atât ai de mic la început și vine Dumnezeu și pune gânduri, îi pune conștiință, îi pune șira spinării, coloana vertebrală, îi pune inimă, îi pune rinic, îi pune acolo în bobul ăla tot ce trebuie ca să se nască, îi pune membre superioare, inferioare, îi pune tot ce trebuie. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și de la versetul 13 în jos este atot puterea lui, cât e el de puternic. Marele țesător, marele artist, te laud că sunt o făptură așa de minunată. A vorbit frumos fratele aici la ora de rugăciune. Marele artist vine și te pictează, te desenează, te dăltuiește. Marele sculptor al universului este el, că l-a luat pe Adam dintr-o mână de lut și l-a creat și a suflat în nări suflare de viață. Ăsta-i Dumnezeul nostru, lăudat să fie el. Cuvântul acesta din versetul 13, a țese, a tricota, a împleti. Cine poate, Domnule? Și chiar m-am uimit, gândiți-vă. 150.000 de kilometri de fibră nervoasă, atât are un om. Vă dați seama? 150.000 de kilometri. Cine poate să vină să tricoteze atâta în mine? Să mă fac așa? Cine? Cine? Și acum, la nivelul ăsta de om mare, nimeni nu poate să vină să spună, îți pun toată fibra nervoasă în trupul tău. Nu poate! Te duci la un electrician de mașini, el începe și întinde acolo tot felul de cabluri și ți-o rezolvat. Într-o casă se întind cabluri, în trupul uman, încă nu poate omul numai să intre să mai facă câte ceva, dar Dumnezeu poate face totul. Eram în urmă cu aproximativ o lună într-o familie și mi-au povestit. O fetiță a lor a ajuns cu scleroză, era în spital, nu mai avea cunoștință, așa, se pierdea brusc și nu mai era grav, era grav, doctorul spunea că o să moară. Și fratele ăsta, în disperarea lui, a postit, s-a rugat, a dat o fugă până la Fodor, a treia atunci a Victor Miclea, bătrânul, și a auzit ce lucrare simplă și la subiect. Și bine ar fi Domnul să ne dăruiască proroci care să vorbească la subiect. Zice, așa vorbește Domnul. Nu te neliniști, nu te teme, eu voi suda leziunile
și eu voi lipi terminațiile nervoase. Fii liniștit, eu voi lucra, zice Domnul, amin. S-a dus la Dej, atunci trăia o soră în Dej și prin sora aceea, identic aceeași lucrare, cu aceleași cuvinte. Și omul a zis, sigur Domnul lucrează. S-a dus la Cluj, s-a mai interesat pe acolo, fetița încă nu-și revenise, merge către casă, către Alba Iulia. Pe drum, telefonul, era telefon public atunci sau cum era, și vocea fetiței, tată, vino repede dumă acasă că Dumnezeu m-a vindecat. Ce s-a întâmplat? A mers Domnul și a sudat toate leziunile și le-a sudat toți nervii și a făcut-o intactă. Cine e acesta care poate? Dumnezeu, e tot puternic. Marele țesător, marele țesător, marele artist, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Fraților și surori, facem o litera O, atâta, O, litera O. Și în litera asta, în cap 30 sau 40 de mii de celule sau cărămizi ale corpului. O celulă are 300 de mii de miliarde de molecule. Și în trupul nostru, iar o minune a lui Dumnezeu, 3 miliarde de molecule mor în fiecare minut și 3 miliarde de molecule se nasc în fiecare minut. Cine a făcut lucrul acesta? Marele Dumnezeu. La unii care merg spre mormânt, se dezintegrează, spunem noi. Dumnezeu oprește procesul acesta. Și gândiți-vă, în trupul nostru Dumnezeu a așezat o farmacie. Mă duc la farmacie și iau un medicament. Medicamentul ajută farmacia care e pusă de Dumnezeu în trupul meu. Să taie omul, nu? Și țâșnește sângele, să pansează. Și imediat merg globulele albe și cicatrizează acolo și se îngrămădesc toate și țin acolo zidul ăla ca să nu mai iasă sângele. Cine a făcut să avem în noi o farmacie, să avem în noi medicamente? Dumnezeu! Niște ființe minuscule, cum sunt globulele, asta a făcut-o Dumnezeu, numai Dumnezeu lăudat să fie El. Vă gândiți că noi există 90.000 de kilometri de vase care duc sângele? Cine poate să facă lucrul acesta? Numai Dumnezeu! Și gândiți-vă, fraților, versetul 15, mergem mai adânc despre Domnul, despre ceea ce a făcut El. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi vreuna din ele. Dacă găsiți o mamă sau un tată care vrea ori să facă avort, citiți-le versetul ăsta și explicați-l. Că înainte, vedeți ce zice, înainte să aibă copilul zi, deja Dumnezeu i-a scris zilele în carte. Înainte să aibă mâini și picioare, Dumnezeu îl consideră personalitate, persoană, îi cineva. Și eu nu pot să-l arunc la gunoi, nu pot să fac lucrul acesta, că devin criminal. Dar Dumnezeu iartă și pe criminal dacă au făcut ceva rău. Povesteau frații din nordul țării. Am vrut să-l cunosc pe acest bătrân, pe acest pionier al credinței, dar n-am reușit. Fratele Vorobeț, ca să vedem puțin puterea lui Dumnezeu, cât e de mare puterea lui, așa din experiențele celor din jurul nostru. Fratele Vorobeț era un om pe care Dumnezeu îl folosea într-un mod deosebit, prin vindecări, era ca un fel de Lazar din Borhanci, cum îl aveam noi. Și omul acesta, la un moment dat, a fost luat de către autoritățile comuniste și un aviator cu un avion mic l-a luat, l-a arestat și l-a dus în Siberia. Urma să-l execute prin împușcare. Când a ajuns acolo în Siberia, i s-a făcut milă la omul acela, pilot de el, și au zis, domnule, zice, descurcă-te cum poți, aici ai zăpadă multă, nu știu, ți-a purtat Dumnezeu de grijă și l-a lăsat acolo în zăpadă. Fratele, primul lucru pe care l-a făcut, a îngenunchiat și a zis, Dumnezeule, îți mulțumesc că n-am murit de glonte și îți mulțumesc că o să mor
înghețat, că altă șansă și altă variantă eu nu văd ca om. Și se ruga. La un moment dat, după ce s-a rugat, a văzut un punct minuscul. Se apropie și tot mai mare. S-a bucurat, s-a gândit că e un om. Când s-a apropiat de el, era un urs. A zis, iar s-a rugat, Doamne, îți mulțumesc că nu o să mor înghețat, ci o să mă mănânce ursul. Când a ajuns ursul la câțiva pași de el, lasă ceva jos și se duce. Merge fratele, găsește o traistă de mâncare. O ia și merge pe urmele ursului și se duce. Ce s-a întâmplat? A ajuns acolo la ocnașii care tăiau sare în mine. Scrie despre ei, dacă vreți să citiți Amintiri din Casa Morții de Dostoievski, și el a fost pe acolo, printre ei. Ăștia tăiau sare în mină și din când în când veneau avioanele și le aruncau mâncare. Și ursul ăsta a sărit și el și a luat o traistă și în loc să o mănânce ce era în ea, i-a dus-o la omul lui Dumnezeu. Fratele Vorobeț ajunge între ocnași, îl vestește pe Domnul, spunea el că s-au pocăit cam 40 și ceva de oameni și i-a botezat în zăpadă topită și după aceea au auzit autoritățile de el și i-au făcut eliberarea și s-a dus acasă. Vedeți, asta a fost o minune a puterii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar asta e numai una și sunt multe și cred că voi, fiecare dintre noi avem cartea de aur a familiei cu minunile lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu în familia noastră, lăudat să fie Domnul. În familia noastră au avut loc atâtea minuni, fraților, nu știu de ce Dumnezeu și-a complicat existența cu noi să ne dea așa biruințe. Pentru că, vedeți, Biblia vorbește în Evrei 11, credincioși au fost și cei care au stins puterea focului, și cei care au avut biruință în războaie. Dar mai credincioși, putem spune, au fost cei care au suferit, care au pribegit îmbrăcați în piei, care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, care au refuzat aici pe pământ o bucurie de a fi izbăviți și au vrut mai bine să fie la dreapta lui Dumnezeu lângă Hristos Domnul. Fericiți au fost și ei. Și de aceea zic, noi am fost printre fericiții ăștia la care Dumnezeu le-a dăruit biruință. Era în 87, mătușa mea a fost adusă din spital cu cancer la coloana vertebrală, au adus-o cu cearșaful, au introdus-o în casă, se răsucea pe toate părțile și nu-și găsea loc, pentru că din coloana vertebrală porneau toate terminațiile nervoase, toată țesătura asta și avea dureri cumplite în tot corpul. Și veneau vorbitorii ăștia de vorbe rele și spuneau, pregătiți-vă că vine solul morții. Dar a fost, fraților și surori, un cuvânt profetic. Și Domnul a zis așa, dacă vă veți cerceta, le-a zis bunicilor și părinților mei, dacă vă veți cerceta, dacă veți lua hotărâri noi și veți repara ceea ce trebuie reparat, eu, Domnul, voi lua steagul de doliu, îl voi da la o parte și voi pune un steag alb de biruință și voi da viață, a zis Domnul. Și părinții mei și bunicii s-au cercetat, au ținut zile de post și au zis, măi, noi de mult n-am mai dat la săraci bani. Se mutaseră de la țară, de la Valea Florilor, le-a fost tare greu, au cumpărat o casă cu datorii, s-au luptat să-și plătească datoriile, dar uite că chiar în mijlocul datoriilor poate că ar mai fi trebuit să mai întindă mâna spre un necăjit. Și atunci au făcut o juruință, au luat toți banii ce au avut, i-au dat la săraci, bunicii mei n-au avut bani, dar au luat un porc, îl aveau în coteț acolo, l-au luat, l-au tăiat, l-au dus la săraci. Și Domnul a dat biruință, așa cum a promis. Biruința n-a venit și vindecarea n-a fost așa dintr-o dată. Vindecarea a venit încetul cu încetul, așa cum apar razele soarelui dimineața. Mătușa mea din anul 87 și până astăzi trăiește, e vindecată de cancer, a lucrat la Panemar după ce a fost vindecată de Domnul și mărturisește că Dumnezeu este viu, lăudat să fie Domnul. Vă pot spune și altele, dar sunt mărturii și dovezi ale puterii lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul, fraților! Aici vorbește Biblia despre acest Dumnezeu pe care îl avem. Ne întormește rărunchii, ne țese în pântecele mamei,
Și noi trebuie numai să lăudăm că suntem făpturi minunate, este artist. Și apoi, știți iară ce frumusețe are versetul 17 și 18, ca o legătură. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Vă propun să știți și exercițiul acesta. Atunci când suntem nemulțumiți, când suntem supărați, să luăm de la nașterea noastră și să facem o contabilizare, atâta cât putem noi, a tuturor bunătăților lui Dumnezeu. Domnul m-a făcut să mă nasc cu picioare, cu mâini. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc că am ochi și alții n-au! Doamne, îți mulțumesc că am simțuri și alții n-au! Doamne, îți mulțumesc că m-ai păzit atunci și atunci și atunci și alții au murit! Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o familie, că am fost un om părăsit și Tu ai venit și mi-ai dat o familie! Doamne, îți mulțumesc că m-ai vindecat! Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat! Doamne, îți mulțumesc că ai făcut legământ cu mine! Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc! Și le numără psalmistul, vedeți? Le numără și zice, adorm. Și când mă trezesc, iar o iau de la început, că iară-s cu Domnul. N-ajungi niciodată la capătul bunătăților lui Dumnezeu. Le numeri, le numeri, le numeri, sunt mai multe ca boabele de nisip. Și adorm numărându-le. Și te trezești dimineața și zici, mă, unde am rămas aseară? Acolo, hai să o iau iar de la început. Și iar o iei și iar îl auzi pe Domnul. Și atunci ai o viață plină de prezența lui Dumnezeu. Secretul biruinței, pentru că revin la provocarea de la început, dacă Dumnezeu știe totul despre mine, de ce să mă mai mărturisesc? Secretul biruinței nu-i să nu păcătuiesc, că nu pot să nu păcătuiesc, că-i firea asta lipită de mine, trupul ăsta de moarte în mine. Secretul biruinței este mereu, mereu, mereu să mă rog să fiu în contact direct cu Dumnezeu, mereu, mereu să mă mărturisesc, mereu, mereu să-i încredințez lui gândurile mele, vorbele mele, faptele mele, mereu, mereu să fiu cu Dumnezeu, adorm cu Dumnezeu, mă scol cu Dumnezeu, sunt continuu, continuu cu Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne! Și apoi este această paranteză de la versetul 19 până la 22, în care spune, și vedeți, nu era o dorință rea, că noi ne gândim, măi, omul ăsta voia uciderea altora, nu, nu, nu. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, pe cel rău putem să-l considerăm pe diavolul și uciderea lui, până la urmă, el e ființă veșnică, el nu poate fi ucis, adică anihilat. Și atunci, o, Dumnezeule, dacă ai face să vină odată împărăția ta, să vină împărăția și să scăpăm de răul din lume, de răul din noi, să-l arunci pe diavolul în iazul cu foc și pucioasă, pe demon să nu ne mai chinuiască, o, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge, ei vorbesc. Vedeți, observă viciile umane. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei sunt vrăjmașii tăi, să nu-i urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii mei. Fii atent, fii atent. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete, spune cântarea cântărilor. Tu faci parte din mireasa lui Hristos. Tu ești crinul lui Hristos. Consideră, dacă ești femeie, pe toți bărbații din lume, spini. Pe soțul tău consideră-l crin alături de tine. Dacă ești soț, consideră toate femeile, inclusiv colega de serviciu sau secretară sau cine o fi, consideră-le niște spini. Tu ești crinul lui Hristos, ai soț, ai soție, sunteți crinii lui Hristos, trebuie să țineți unitatea în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-i urăști pe ceilalți, în ghilimele, că nu-i urăști, că le vrei și lor binele. Că spunea cineva, cel mai mare rău pe care îl doresc unui om e să fie mântuit. Dar asta e cel mai mare bine, nu e cel mai mare rău. Oamenii din lume nu înțeleg de multe ori lucrurile astea. Sora Ana din Someșen s-a dus odată pe autobuz și o întâlnește pe o femeie tare nervoasă și pornită pe pocăiți. Și o văzut, a, zice, și tu ești pocăită, că ai batic.
Dar ea, așa calmă, zice, Domnul să te binecuvinteze. Ba, pe tine să te binecuvinteze. Zice, auzi, oameni buni, mă blastă, mă pocăiește. Nici măcar nu știu oamenii din lume că aceste binecuvântări sunt spre bine, ca lor să le meargă bine, ca Domnul să se atingă de ei, să le demonstreze că există, să le rezolve problemele. Ei nu înțeleg, ei nu știu lucrul acesta, dar noi avem datoria să-i binecuvântăm. Și cel mai mare rău, cum spuneam, pe care să le-l dorim, este să fie mântuiți. Amin? Și apoi este această concluzie a concluziilor, un corolar minunat al psalmului 139. Cercetează-mă, vedeți ce smerit, în ce smerenie se roagă. După ce el a vorbit atâtea lucruri minunate despre Dumnezeu, că ne uimește David, ne uimește de-a dreptul. Zice, nu vă uitați la mine, că eu sunt om și slab. Doamne, știi ceva? Tu cercetează-mă, cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, Doamne, și cunoaștem și gândurile. O cercetare suplimentară, pentru că în versetul 1, oricum am zis că tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și psalmul ăsta, dacă vreți, e psalm plic, așa e numit, psalm plic de către cercetătorii Bibliei. Pentru că se închide, Doamne, se închide exact cu versetul 1. Doamne, tu mă cercetezi, dar știi ceva? Acum cercetează-mă. Eu am zis despre tine că mă cercetez, dar nu mă lăsa, cercetează-mă. Nu mă lăsa pe din afară, eu vreau să fiu cercetat de tine. Eu vreau ca tu să-mi cunoști inima. Eu vreau să mă încerci, eu vreau să-mi cunoști gândurile. Și știi ceva, Doamne, ultima mea rugăciune, Doamne. Vedeți, oamenii spirituali cer lucruri spirituale. Oamenii firești cer lucruri firești. Eram odată cu un tânăr de mult, de mult, de mult, undeva la rugăciune. Și un proroc a fost acolo și a ieșit o lucrare ca semn că v-am vorbit, zice, puneți câte un semn fiecare și dacă se împlinește, zice, aia e lucrarea, e bună, e da, răspunsul e da. Asta a fost de mult. Și auziți, iese tânărul meu de acolo, prieten mi era atunci, prieten. Zice, mă, știi ce semn pun înaintea Domnului? Să-mi dea cineva 1000 de mărci sau nu mai știu, dolari, ceva. Ăsta era semnul lui. Om firesc, semn firesc. Dar Domnul nu i-a dat banii și nu i-a împlinit nici dorința. Aici zice omului Dumnezeu, uite, dorință spirituală, ca și Elisei. Stăpâne Ilie, vreau dublu din puterea ta. Și aici, vedeți, David. Doamne, știi care-i dorința mea? Dacă cumva sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Doamne, cercetează-ne. Și mai am încă un lucru să-l punctez din versetul 23 și vreau să închei. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Gândurile aici sau gând în accepțiunea versetului 23, sarapim gânduri de îngrijorare, gânduri de îngrijorare. Vedeți, de multe ori noi avem gânduri de îngrijorare, ne îngrijorăm de atâtea lucruri. Și Domnul zice, și vedeți David, zice, Doamne, știi ceva? Cercetează-mi gândurile, cercetează-mi inima și chiar dacă am numai gânduri de îngrijorare, numai așa mă înclin un pic spre rău, spre necredință, că până la urmă îngrijorarea e umbra necredinței în viața mea, că nu mai cred în puterea ta, că am vorbit aici în 139, Doamne, de puterea ta, de cunoașterea ta, de prezența ta și atunci de ce să mă mai îngrijorez? Dar Doamne, știi ceva? Cercetează-mă și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile de îngrijorare, dacă cumva mă îngrijorez. Dacă și sunt și ajung pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Veșnicie înseamnă olam, adică o veșnicie perpetuă, o veșnicie născătoare de veșnicii. Asta e veșnicia lui Dumnezeu din ceruri. Dacă Dumnezeu știe totul despre mine, de ce să stau înaintea Lui să mă mărturisesc? De ce? Pentru că El, până la urmă, e omniscient și atotștiutor. Mai are rost? Da, mai are rost, da. Pentru că eu mă mărturisesc, Lui place să mă audă, vedeți? Așa cum ne place nouă să-i auzim pe copiii mici, pe prunci, cum gânguresc. Așa îi place Lui Dumnezeu să te audă pe tine. Pe cine are Domnul în lumea asta decât pe tine? Nu are pe nimeni Dumnezeu în lumea asta. Pe diavolul care face rele nu ia Domnului. Diavolul ia răului. Pe oamenii răi nu sunt ai Domnului. Voi, noi suntem copiii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, ci din Dumnezeu.
Suntem fii celui preanalt și Domnul se uită și spune, hai, gângurește, vorbește ceva, așa rău cum știi tu, dar știi ceva, îmi place de tine. Cum spunea Madame Guyon în secolul XVII, ce Doamne, atunci când mă rog înaintea ta și vine Duhul Sfânt peste mine, numai mă bâlbâi și nu mai știu să mă rog, dar mă rog și mă bâlbâi cum știu, că acolo își găsește Dumnezeu plăcerea în bâlbâiala mea. Cam așa e și Dumnezeu, se uită și spune, chiar dacă eu știu totul despre tine, tu trebuie să te mărturisești, pentru că mie îmi place să aud mărturisirea. Și cel care se mărturisește și se lasă de păcat, capătă îndurare. Doamne, cercetează-mă! Doamne, de ce să mă mărturisesc dacă Tu știi totul despre mine? Pentru că eu sunt atot prezent. Am fost prezent atunci când ai făcut răul, atunci când a căzut fierul în apă, eu am fost acolo. Și acum tu trebuie să vii și să repari. Arată-mi locul unde a căzut fierul. Spune-mi păcatul. Pune degetul pe rană, nu spune altceva. Eram odată cu fratele Nelu Istrat în misiune în undeva, cred că în Piatra Neamț, și pe drum. A venit un om la noi, era beat așa, se clătina din toate încheieturile lui. L-am servit cu ceva, i-am dat de mâncare și a zis: a, zice, voi sunteți de-ai Domnului, de-ai lui Dumnezeu, că am început să-i spunem din Biblie. Da, da, da. Și Semida zice la bețiv, zice, soțul meu e preot, zice, nu eu sunt pastor, preot. O, domnul preot, no, știi ceva, rogă-te pentru mine. S-a și pus în mijlocul drumului în genunchi. Și acum e strate, ce să facă? Și-a pus mâinile peste el și-a început să se roage. Doamne, ai milă de omul acesta că e bețiv. Dar el zice, domnule preot, nu te rogi bine, spune la Dumnezeu că-s bolnav. Vedeți, nu i-a convenit că eu zic bețiv, că a pus degetul pe rană, zice, spune altceva lui Dumnezeu, că eu sunt bolnav, că eu din cauza bolii beau, zice, că nu, cu stomacul, nu știu ce, încerca el. De multe ori și noi facem așa, dar Domnul zice, nu, eu am fost prezent atunci când a căzut fierul în apă, tu trebuie să vii să spui, Doamne, aici e problema mea și eu acolo repar, eu acolo rezolv, pentru că Tu ești sincer, eu am fost prezent atunci, sunt prezent acum, El e prezent pretutindeni, lăudat să fie Domnul. Și de ce să mă mărturisesc înaintea Domnului? Pentru că e tot puternic. E tot puternic. Fraților și surori, dacă există altă soluție în universul acesta ca să ne ierte Dumnezeu păcatele, putea să dea pe un înger pentru noi, pe una din cele patru făpturi vii, pe unul din cei 24 de bătrâni, să ne dea o ființă cerească, să moară la Golgota. Nu s-a putut face lucrarea aceasta decât prin Iisus Hristos Domnul și prin sângele Lui. Acolo vedem atot puternicia lui Dumnezeu. Acolo e îngemănată, dacă vreți, veșnicia cu vremelnicia. E Iisus Hristos pe cruce, suferă pentru mine. E Iisus Hristos care se face păcat ca să mă facă neprihănirea Lui în Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și atunci tot puterea, omnipotența lui Dumnezeu se desfășură atunci când zice Domnul, te-am iertat, am spălat totul. Acesta e Dumnezeul nostru. Doamne, cercetează-ne! Doamne, cunoaște-ne, vezi dacă suntem pe o cale rea, că nu există mai multe, numai una, calea cea rea, și du-ne pe calea veșniciei. Amin.